O nouă premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență din Deva. Mai mulți medici din Deva și Timișoara au implantat 10 stenturi unor pacienți din județul Hunedoara. Astfel, dacă până ieri pacienții cu probleme cardiace trebuiau să fie transportați la Timișoara pentru astfel de intervenții, începând de acum, acestea vor putea fi realizate la Deva. Până la finalul anului, conducerea unității medicale și medicii și-au propus să fie efectuate 50 de astfel de intervenții. Am început activitatea în compartimentul de cardiologie intervențională și cateterism cardiac. Am mai avut discuția aceasta acum, nu mai știu, o lună sau două, și am zis că o să-i dăm undă verde și o să facem intervenții de cardiologie intervențională, ceea ce am și făcut. Au fost 8 pacienți internați cu programare pe secția de cardiologie care au și fost investigați în pasul 2. Dintre aceștia 8, 3 au fost s-au făcut coronarografii diagnostice, iar 5 au fost proceduri de coronarografie și angioplastie coronariană cu implantare de stenturi. Număr total de stenturi la cei 5 a fost de 10. Echipa de lucru a fost mixtă de la Timișoara și de la Deva. La momentul acesta, pacienții sunt stabili și urmează să fie externați. În cadrul compartimentului de cardiologie invențională și cateterism cardiac din cadrul Spitalului Județean din Deva, s-au efectuat proceduri la un număr de 8 pacienți internați cu programare, dintre care 3 au fost coronarografii diagnostice, iar 5 au fost proceduri de coronarografie și angioplastie coronariană cu implant de stenturi farmacologic active. Primii pacienți pentru care s-au efectuat aceste proceduri au vârste cuprinse între 42 și 69 de ani. Până la sfârșitul anului sunt programați pe pacienți pentru investigații și dacă e nevoie coronarografie cu stent sau pur și simplu numai angiografie. Pacientul care vine cu infarct și avem destul de frecvente cazuri în genul acesta, nu o să mai fie trombolizat la Deva și trimis la Timișoara, ci putem să facem direct în 5 minute după diagnosticare să-i intre în sala de cateterism și să-i punem stent, să-i montăm stent.